virusul papiloma, cu toate varietățile sale oncogene sau cancerigene și neoncogene sau necancerigene, nu are un tratament medicamentos. Singura modalitate de a împiedica transmisia virusului și apariția unor complicații legate de această infecție este vaccinarea. Vaccinarea trebuie făcută întotdeauna înainte de începerea vieții sexuale. Ca atare, susținerea sau participarea la un program național de vaccinare în școală al adolescentelor este cea mai bună metodă de a împiedica răspândirea acestei infecții și de a scădea sau chiar a face să dispară cancerul colului uterin, precum și alte infecții generate de acest virus. Vaccinarea după începerea vieții sexuale nu mai are același efect ca vaccinarea înainte de începerea vieții sexuale. Pot să fie rezultate benefice, dar nu mai mari de 40-50%, în așa fel încât medicii nu ar trebui să încurajeze femeile să se vaccineze după începerea vieții sexuale, dar nici să le descurajeze pe cele care sunt foarte motivate să o facă. Diferența este să le explice că eficiența vaccinării este mult mai redusă după începerea vieții sexuale. Există un tratament al infecției HPV pentru anumite forme de patologie produse de virusuri cu caracter necancerigen, leziuni care poartă numele de condiloame. Condiloamele sunt produse de tulpini necancerigene de tip 6 și 11 și acestea pot să aibă un tratament cu o serie de lichide sau creme cu acțiune caustică sau de distrugere a leziunii sau folosirea unei creme care poartă numele de Aldara și care stimulează imunitatea locală. Deci, dintre toate formele de infecție produse de virusul HPV, numai tratamentul formelor care poartă numele de condiloame beneficiază de terapie medicamentoasă aplicată local și nu pe cale generală.